Nu există nicio amenințare directă. Dar, sigur, militarii întotdeauna se pregătesc pentru toate situațiile posibile. Din toate informațiile pe care le am, eu pot să vă spun că România este o țară sigură. Românii nu trebuie să se teamă, dar, sigur, trebuie să fim întotdeauna pregătiți pentru evenimente neașteptate. Nu este cazul să intrăm în panică sau să credem că România este cumva amenințată. România beneficiază astăzi, prin faptul că este în NATO, de cele mai importante garanții de securitate pe care le-am avut vreodată de când existăm. Șeful Armatei României, Gheorghiță Vlad, a declarat că există riscul escaladării conflictului din Ucraina și că țara noastră trebuie să accelereze înzestrarea forțelor de apărare. În acest sens, trebuie să conștientizăm valoarea apartenenței noastre la NATO, la Uniunea Europeană și așa mai departe. Este foarte, foarte important să înțelegem că nu suntem singuri, suntem împreună cu aliații și facem față oricărei situații foarte bine. Inclusiv generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, a explicat faptul că mizăm în continuare pe descurajare generată de o capacitate defensivă. Tocmai de aceea România apasă pedala întăririi instituției apărării naționale și a consolidării NATO de descurajare.